Dar eu vă întreb, dragi colegi, ce am făcut în 20 de ani? 20 de ani a fost prevederea asta. Articolul 111 a fost, hai, nu 20, dar 15 a fost. Deci în forma lui 111, în forma lui continuată, cum vreți să-i spun, în toate formele posibile. Cu 3 alineate, cu 5 alineate, cu 7 alineate, s-a întors la 3, s-a transpus în cod. Ce am făcut 15 ani de nu i-am rezolvat pe oamenii ăștia? Și acum spunem, pă, s-a terminat termenul, ce să vezi? S-a terminat termenul după 15 ani. Ce înseamnă vechime în specialitate? Înseamnă experiență dobândită în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unei profesii liberale în specialitatea în care ți-ai dobândit diploma. Până la intrarea în vigoare a concursului național, care va începe probabil, adică nu probabil, ci sigur, va începe cu un program pilot pe debutant și nu, deocamdată nu se aplică pentru toate posturile. Procedura este aceeași, cea stabilită prin hotărârea de guvern 611. Trebuie să știu fișa postului. Trebuie să știu ce caut. Da? Nu caut doar un om care să facă achiziții publice sau doar un om care să-mi pună viză de legalitate, ci caut un om în felul ăla, cum este definit prin fișa postului, care să facă această activitate. Nu am nevoie de un om la resurse umane care să fie secretoman. Am nevoie de un om care să aibă foarte bune abilități de comunicare. Da? Și să știe, să explice oamenilor de ce li se întâmplă anumite lucruri în carieră și să-i susțină și să-i îndrume în carieră. Membrii Comisiei de Concurs și de Soluționare a Contestației trebuie să aibă cunoștințele necesare evaluării candidaților. Este răspunsul pe care l-am dat și colegii. Încălcați legea. Păi nu e ok, încălcați legea. Ce să vă spun? Instituția nu are obligația să promoveze oamenii. Oamenii au dreptul de a promova. Trebuie să facem distinția. Da? Adică nu este o obligație corelativă dacă eu am dreptul de a promova, pentru că îndeplinesc anumite condiții, cineva are o obligație de a mă promova. Dacă eu fac 3 facultăți, nu înseamnă că vreau eu, nu înseamnă că cineva are obligația să-mi pună vreo coroniță că am absolvit-o pe a treia. Nu, le fac pentru că vreau eu. Și o să-mi spuneți, da, dar unde este respectarea dreptului la carieră? Există prin faptul că ai dreptul la mobilitate în sistem. Ce înseamnă desființare? Reducerea unui post apare în momentul în care modific mai mult de 50% din atribuții. Atunci se spune că s-a redus postul ăla, deci practic există o desființare, intervine o desființare corelativă o înființare. Dacă eu îi păstrez scopul principal, modific doar nivelul de complexitate al atribuțiilor, evident că nu îl desființez, este doar o transformare. Asta e diferența între transformare și desființare.